În urma furtunii de miercuri seară, pompierii din Botoșani au intervenit în mai multe locații. Pe strada Ștefan cel Mare, doi arbori au fost doborâți de vânt, blocând accesul. Pe DJ-296 Botoșani Roma, un copac căzut a blocat traficul. În localitatea Roma, o locuință a fost inundată, iar pe strada Pacea, un copac amenința să cadă peste o clădire. Circulația a fost grav afectată în mai multe zone. Pe DN29B, lângă Cucorăni, un arbore căzut a blocat un sens de mers. În un stâlp de telefonie risca să cadă peste fire electrice, o mașină și o casă. Pe calea națională din Botoșani, un copac putea să cadă oricând peste fire electrice, creând un pericol iminent. Timp de mai bine de o oră, 19 comune din județul Botoșani au fost sub incidența a două avertizări Now Casting Cod Portocaliu. Acestea au inclus averse torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului, vijelie și grindină. Pentru protecția populației au fost transmise două mesaje de avertizare prin sistemul RoAlert. Echipajele de intervenție au acționat prompt pentru a înlătura efectele furtunii.